Un găsit, stimați telespectatori, la prim plan obiectiv. Într-o ediție precedentă a emisiunii discutam despre importanța educației financiare. Ei bine, continuăm să venim astăzi cu informații utile în acest sens și vă propunem să aflăm mai multe despre rata dobânzii de politică monetară și cum ne afectează ea investițiile. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor continuă să controleze și să supravegheze piața astfel ca noi, cumpărătorii, să fim protejați de eventualele produse neconforme. Ce anume au descoperit și la ce trebuie să fim și noi atenți aflăm în partea a doua a emisiunii. Revenim acum la primul subiect legat de investițiile inteligente pe care am putea să le facem. Pentru aceasta ar trebui să știm ce este inflația și ce este rata dobânzii de politică monetară. Aceasta este cea mai importantă măsură a costului banilor și este un mecanism pe care băncile centrale îl au la dispoziție pentru a lupta împotriva inflației. Cu cât rata dobânzii de politică monetară este mai mare, cu atât banii devin mai scumpi, iar băncile oferă dobânzi comerciale mai mari la depozite, pentru ca oamenii să păstreze banii în bancă, dar cresc evident și ratele la creditele deja acordate. După doi ani în care rata a crescut și a fost menținută la un nivel record, Banca Federală Americană a anunțat săptămâna trecută reducerea dobânzilor anuale. Aceasta, ceea ce înseamnă indirect o scădere a ratelor la credite, dar și o scădere a dobânzii pe care o primim la depozite. Astfel că se ridică întrebarea în ce investim dacă dobânzile la depozite SCAD. Primim sfaturi în acest sens de la invitatul nostru. Este vorba despre Flavian Cătălin Pach, consilier de investiții. Bună ziua și bine ai revenit, Flavian! Bine te-am regăsit și bine am regăsit pe toți telespectatorii. Așa cum spuneam, educația financiară este extrem de importantă, ne lipsește multora dintre noi, de aceea te invităm, iată, periodic să ne ajuți să înțelegem cum putem să facem investiții inteligente. Așa cum spuneam, rata inflației în România, din păcate, este foarte crescută, cea mai crescută din Europa. Haideți să vedem ce înseamnă... Rata inflației, cum se calculează și cum ne influențează pe noi oamenii? Inflația, practic, este o măsură a prețurilor. Atunci când prețurile cresc accelerat și nu doar într-o singură ramură economică, ci la nivel de economie, putem să spunem că avem inflație. Inflația am putea o defini ca o forță nevăzută a economiei. Devalorizează masa monetară fără a ne da seama de acest lucru, deoarece dacă avem o inflație galopantă, 100 de lei mâine vor cumpăra mai puțină marfă decât cumpără 100 de lei astăzi. Și atunci, de aici intervine această luptă împotriva inflației și luptă a băncilor centrale cu dobânda cheie sau da, rata dobânzii de politică monetară, deoarece. Acest cost al banilor, această uh, dobândă de politică monetară, este singura armă pe care băncile centrale o au pentru a tempera consumul și pentru a liniști puțin prețurile. Discutam înainte de a intra în direct despre prețurile acestea galopante pe care le avem în economie și da, atât timp cât suntem dispuși să plătim în continuare 10, 12, 14 lei pentru un bun care ieri costa 7 lei, Vom avea inflație și nu o să avem cum să o oprim. Deci, până la urmă, noi, cumpărătorii, suntem de pentru că acceptăm această creștere a prețurilor. Sau ar trebui să existe niște uh, pârghii prin care să se plafoneze cumva aceste prețuri? Acum, ce trebuie să știm de la început este că există două tipuri de inflație. Există o inflație generată de cerere și o inflație generată de costuri. Cum se traduce acest lucru? Cu cât cumpărăm mai mult și cererea crește în piață, cu atât cresc prețurile. Pe cealaltă parte, creșterea generată de costurile de producție, creșterea prețurilor generate de costurile de producție, vine mai degrabă din inputurile pe care le avem în fiecare uh, marfă. Dacă, spre exemplu, crește prețul gazului, prețul petrolului, prețul electricității, atunci vom avea o astfel de inflație generată de costuri și nu neapărat de cerere. Ce s-a întâmplat în ultimii trei ani de zile, a fost o combinație între cele două tipuri de inflație. Pentru că, pentru a putea să explicăm inflația, trebuie să ne întoarcem la momentul 2020-2021, criza COVID. În momentul respectiv, am avut o criză a lanțurilor de aprovizionare. Foarte multe din mărfurile pe care le cumpărăm chiar și astăzi în România, vin din China sau din țări unde forța de muncă este mai ieftină. Ei, această întrerupere a economiei globale și a lanțurilor de aprovizionare a început să ne dea bătăi de cap. Am avut mai puțină marfă la dispoziție, iar guvernele naționale și nu numai, marile instituții bancare, bancare financiare din lume, au luat decizia în 2020, pentru a nu opri de tot economia, să arunce foarte mulți bani în piață. Americanii numesc acest tip de bani helicopter money, bani din elicopter. Dacă ne aducem bine aminte, în 2020-2021 existau foarte multe linii de creditare facile, foarte mulți bani care erau la dispoziția persoanelor fizice. Ei, această combinație între masa monetară în excedent în piață plus lipsa mărfurilor este definiția perfectă a inflației. De fapt, inflația se întâmplă atunci când prea mulți bani urmăresc prea puține mărfuri. Astăzi, în România. Avem în continuare o inflație destul de ridicată, aproximativ 7% potrivit ultimelor raportări ale Institutului Național de Statistică, însă vestea bună este că am scăzut inflația de la un maxim de 17% în noiembrie 2022 la 7% astăzi, iar prognoza Băncii Naționale a României dă o inflație de 3,5% undeva în trimestrul 4 din 2025. Deci lupta băncilor centrale împotriva inflației continuă. Este însă important să luăm în considerare anunțul pe care Banca Centrală Americană l-a făcut săptămâna trecută, prin vocea lui Jeremy Powell, care este da, președintele băncii federale americane. El a confirmat săptămâna trecută un calendar de scădere a acestor dobânzi, a acestor rate a dobânzii de politică monetară pentru anul în curs. E bine că am ajuns la acest termen și am să te rog să ne explici până la urmă ce este rata dobânzii de politică monetară și de ce este fixată ea, iată de această bancă federală americană. Toate sistemele bancare din lume se raportează la băncile centrale. Băncile comerciale cu care noi lucrăm zi de zi își iau banii din băncile centrale. Bănci centrale care au decizia asupra masei monetare din piață pot să influențeze câți bani circulă în economie, dacă tipărim sau nu tipărim bani, și până la urmă care este costul acestor bani, care pot fi luați de către băncile comerciale și oferiți populației. Această rată a dobânzii de politică monetară este, după cum am spus deja costul banilor la care ne vom raporta de fiecare dată când dorim să ne împrumutăm, să luăm un credit, ne vom dori să punem bani în bancă, să obținem o dobândă, deoarece cu cât această rată este mai mare și ea este stabilită, după cum am spus, de băncile centrale, dobânzile, respectiv ratele la credite, sunt influențate direct. Deoarece, dacă Banca Națională a României vine mâine și spune Dobânda cheie este 7%. O bancă comercială trebuie să adauge peste acei 7% o marjă de profit și o marjă de risc pentru fiecare client în parte. Și atunci, dacă rata la nivel național nu mai este 7%, ci este 5%, 4%, 3%. Creditele devin mai ieftine și banii pe care îi primim pentru depozite sunt mai puțini. Deci vor fi două categorii, unii mulțumiți, cei care au deja credite și le va scădea uh, exact. dobânda la rata pe care trebuie să o dea înapoi, și o altă categorie cei care economisesc prin depozite sau prin obligațiuni sau prin titluri de stat. Exact. Pentru că în felul acesta ne a explicat această rată dobânzii de politică monetară tot una cu, cu rata cheie. Da, da, dobânda cheie. Cu dobânda cheie. am înțeles. Ea este fixată de, iată, băncile centrale, bănci din țări cu economii puternice cum este cazul Statelor Unite ale Americii. America dă tonul atunci când vine vorba de bani. Până la urmă, dolarul este o uh, valută de refugiu, iar economia americană este printre cele mai mari economii din lume. Și atunci toate băncile centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană, inclusiv băncile naționale, cum este Banca Națională României, privesc către Banca Federală Americană pentru a vedea care este sentimentul băncii centrale americane cu referire la inflație, masă monetară și așa mai departe. Ce trebuie să subliniem este că în ultimii 2-3 ani de zile am avut cea mai mare inflație, din ultimii 30 de ani, o inflație cu care foarte puține guverne s-au mai confruntat, și dacă până acum 2-3 ani de zile am avut uh, o rată uh, a dobânzii de 2%, 1,5%, chiar dobândă negativă la un moment dat în Uniunea Europeană, pentru că Banca Centrală uh, de la Frankfurt, Banca Centrală Europeană. A oferit dobândă de minus 0,5% ca să ținem banii mai degrabă în economie, nu în depozite. Am sărit într-un an, într-un an și jumătate, de la dobândă de referință 1%. La 5%, ceea ce a fost un impact enorm atât pentru credite cât și pentru ratele la depozite. Deci, în prezent, cât este această rată adăugăzii de politică monetară? În România, 7%, în Statele Unite ale Americii, între 5,25 și 5,5%. Și la cât se preconizează să scadă până anul viitor, nu? Sau de anul viitor? Sinta este de 2-2,5% până anul viitor Banca Națională a României prevede un calendar de scădere a inflației și a dobânzilor. Sperăm ca până în 2025-2026 să revenim în limita normală de 2,5%. Bun. Ce facem în această situație? În ce investim? Sau ce se întâmplă cu investițiile care le-am făcut iată, în obligațiuni sau alte metode de a economisi? Ne vor mai aduce profit? Ne vor mai aduce profit, nu atât de mare cum ne-au adus până acum. Chiar o să-i felicit pe telespectatorii noștri care au cumpărat titlul de stat Tezaur la 9% dobândă. A fost cea mai bună decizie posibilă. În noiembrie 2022, titlurile de stat Tezaur ofereau 9% dobândă pe banii investitorilor. Pe 3 ani? Pe 3 ani de zile. Pe 3 ani de zile. Această uh, rată a dobânzii cheie influențează direct și obligațiunile de stat. Cu cât rata este mai mare, cu atât și dobânda pe obligațiunile de stat va fi mai mare. Ceea ce am observat în noiembrie 2022, acel 9% pe titlul de stat Zaur a fost un maxim. Astăzi vedem, spre exemplu, o dobândă maximă la uh, titlurile de stat de de 7,1-7,5%. Deci nu mai avem acel 9% chiar pe care l-am... Chiar 6,1%? Chiar 6,1%. Pe ce perioadă uh, vrem să investim banii? Dacă investim pe un an, an pe da. Pe un an de zile este 6,1%, pe 2 ani, 3 ani deja situația se schimbă puțin. Da. Însă, ce aș sublinia aici este că observăm deja o scădere a dobânzilor pentru obligațiunile de stat. Acum, obligațiunile de stat au fost preferate de români și sunt preferate de români dintr-un considerent foarte simplu. Depozitele bancare și obligațiunile de stat sunt singurele două instrumente financiare, de fapt produse financiare, care garantează returnarea banilor la maturitate, plus o anumită dobândă pe care o știm de la începutul da. jocului. Dacă vrem să investim în titluri Tezaur cu 7% dobândă, știm că peste un an de zile luăm banii înapoi, plus acea dobândă de 7%. Acum, pentru foarte mulți investitori care au investit tradițional în obligațiuni de stat, acest 9%, 8%, 7% a fost o mană cerască în ultimii ani. Însă, odată cu scăderea dobânzilor, se pune întrebarea ce facem cu banii pe care am investit în ultima perioadă în obligațiuni de stat. E și atunci, aici... Exact, ce facem? Dacă se maturează aceste titluri, să-i scoatem acum, să-i mai lăsăm un an sau să-i lăsăm chiar mai mult, pentru că la anul s-ar putea să fie mai mică dobânda? Cum Dacă noi am investit pe o perioadă de 3 ani de zile, nu putem și să. Se re... maturează, să zicem, anul acesta? Dacă maturitatea finală a obligațiunilor este de un an de zile și. Avem uh, înapoi Acum banii să pont. spunem, în aprilie se maturează. Putem, ce să fac? Să-i scot sau să-i mai. Putem las? Să mergem în continuare către obligațiuni de stat cu 7% dobândă, 6,5%. Pe 2-3 ani, pentru că pe un an e 6%. Pe un 1 an, an 1. 2 ani, o să vedem ce uh, preconizează următoarea emisiune de titluri Tezaur. Dar pentru investitorii care nu sunt mulțumiți cu 6%, 5% dobândă, aici intervine discuția. În ce investim dacă ne expunem mai mult la piața de capital, dacă mergem înspre acțiuni, dacă mergem înspre obligațiuni emise de companii? Pentru că ce trebuie să știm este că, da, există aceste obligațiuni statale, însă există și obligațiuni private: obligațiuni oferite de companii care vor, spre exemplu, să se împrumute de la populație. Pentru a-și dezvolta afacerea, la fel cum se dezvoltă și statul român. Și ce garanții oferă, iată, aceste obligațiuni private? Există două tipuri de obligațiuni private: obligațiuni garantate și obligațiuni negarantate. Acum, cu obligațiunile garantate, lucrurile sunt mai ușoare, pentru că, teoretic, în cazul unui faliment. Putem să recuperăm la masa credală o parte din investiție din obligațiunile garantate. Doar o parte din investiție? Depinde cum, Depinde cum e masa, garanția. garanția, masa credală și așa mai departe. Cel mai mare risc în obligațiunile corporate, în obligațiunile private, apare atunci când investim în obligațiuni negarantate. Asta înseamnă că banii noștri nu sunt garantați în cazul unui faliment. Însă foarte mulți investitori preferă această variantă, deoarece diferența dintre obligațiuni garantate și negarantate de obicei este de vreo 3-4%. Și merită riscul? Rămâne la latitudinea fiecarea dintre noi. ai risca? În obligațiuni negarantate. În negarantate. Eu nu prea investesc în obligațiuni corporate. Ci de ce? Pentru că este mult prea mare riscul, mai ales în anumite perioade cu dobânzi ridicate ca unele companii să nu respecte promisiunile față de investitori. Eu, personal, sunt uh, cel mai mare fan al ideii că returul în obligațiuni întotdeauna va fi mai mic decât returul în obligațiuni și atunci uh, returul în obligațiuni e mai mic decât returul în acțiuni, da? Și uh, asumându-mi această perspectivă lungă a investițiilor, chiar dacă dobânzile sunt mari și poate prețul acțiunilor scade, pentru mine este cel mai bun moment să cumpăr niște acțiuni, să le adaug în portofoliul meu. Așadar, tu ne sfătuiești să investim mai degrabă în acțiuni decât în obligațiuni, dar și obligațiunile de stat sunt garantate. Există și obligațiuni private garantate, dacă nu suntem genul care riscăm, deși se spune: dacă nu riști, nu câștigi, și mai puțin în acele private. Negarantate. Doar dacă suntem niște jucători uh, avizați sau uh, nu știu ce ar putea uh, să ne îndrume spre acest gen de investiții. Sau cum am putea să ne informăm astfel încât să simțim, să intuim dacă merită să investim sau nu acolo. Ai atins un subiect foarte important, riscul și returul sau profitul din piața de capital. Acum, ce trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri este că banii unui investitor întotdeauna trebuie structurați într-o formă de piramidă. Dacă noi, până ieri, am investit doar în depozite bancare sau am stat doar cu banii la saltea, cel mai mare pas pe care putem să-l facem este ca, începând de mâine, să mergem să cumpărăm obligațiuni de stat. Pentru că vrem să mergem pe o cale bătătorită, nu vrem să riscăm foarte mult, dacă nu am avut apetitul la risc până acum, nu o să avem apetit la risc peste noapte. Și oricum, nici nu e bine să ne riscăm toate economiile. Cu siguranță nu. Deci această piramidă a investitorului, această piramidă a unui portofoliu de investiții, are baza în uh, depozite bancare și bani cash. În momentul în care avem destule resurse uh, puse în bancă sau la saltea, Pasul următor este să începem să investim în obligațiuni de stat, tezaur sau fidelis. În momentul în care ne-am familiarizat cu aceste dobânzi și am înțeles cum funcționează piața de capital, știm care este riscul din piața de capital, facem următorul pas. Începem și cumpărăm prima acțiune. Dar așa trebuie să ne gândim tot portofoliul de investiții, încât să respectăm acea regulă de aur în investiții, fie mănânci bine, fie dormi bine. Deci, ori riști mai mult și atunci mănânci bine, ori riști mai puțin și dormi bine și liniști pe banii tăi. Aceasta este o regulă la care țin cu, ca o regulă de. O regulă și de ca să o traducem așa în matematic într-o sumă minimă pe, cu care să începem să cumpărăm acțiuni, care ar fi? Acum, în momentul în care începi să investești în acțiuni, regula de bază este să încerci să investești cam 10% din banii pe care îi câștigi în fiecare lună. Um, pentru primii pași în investiții, pentru primii. Câțiva ani de investiții în acțiuni, 10% din cât câștigăm sau din rezervele pe care le avem, este o sumă Lunar. absolut acceptabilă. Lunar putem să începem să mergem și. Către de unde piața cumpărăm de aceste acțiuni? Crede-mă că eu, dacă aș vrea să cumpăr, nu știu unde să merg să cumpăr aceste acțiuni. Perfectă întrebare. Acțiunile sunt oferite sau accesul în piața de capital se realizează prin intermediul brokerilor autorizați. Există brokeri, Uh, există bănci care au servicii de investiții, există brocări um, online, da, companii care um, au acest obiect de activitate, autorizați și, și vreau să subliniez acest aspect, există o serie de. Um, deci trebuie brokeri, să fim atenți a, să fim și, au... și pe brocării aceștia. Unde îi găsim? Cel mai ușor îi găsim pe site-ul BVB, Bursa de Valori de la București, are o listă cu brocări autorizați care sunt reglementați sub legea ASF-ului. Deci este un aspect extrem de important de luat în considerare. Și brocării aceștia vor lua și ei un comision din câștigul meu sau ei din ce își câștigă banii? Un broker funcționează ca și o casă de schimb valutar. În momentul în care o cotație a unei acțiuni este 10 lei, Brokerul o va vinde la 10 ,02 lei 02 și o va cumpăra la 9 ,98 lei 98. Această diferență de cotație pentru un broker se numește spread sau diferența de preț între vânzare și cumpărare. Pentru un investitor pe termen lung, această diferență de preț nu contează, pentru că dacă eu cumpăr astăzi o acțiune și o țin pentru 20 de ani, Diferența aceasta de. sau prețul de intrare sau ieșire din piață este foarte mic și nu prea la Și, practic, această diferență de preț este profitul brokerului și da. venitul lui Și până veniturul la urmă. lui. Exact. Evident, acum există foarte mulți investitori care folosesc acești broker pentru a face tranzacționări extrem de frecvente, în sensul de a cumpăra astăzi o acțiune și de a o vinde mâine, în speranța că faci 20% profit. Asta. Cum vedem în filmele americane, exact. la bursă, e o agitație când prețul scade, trebuie să cumpărăm, când prețul crește, să vindem. Este și la noi așa o astfel de bursă în care să mergem și să vedem fluctuațiile acestea ale prețurilor acțiunilor? Vei auzit de foarte multe ori în piață, Corina, ideea de a juca la bursă. Da. Cine vinde și cumpără aceste acțiuni astăzi pentru a le vinde mâine, joacă la bursă. Cine deci asta e... e meseria lui. Da, să Practic. Spunem încearcă să obțină un profit uh, rapid din vânzarea și cumpărarea unor acțiuni. Însă pentru investitorii care vor să-și uh, genereze o sursă de venit suplimentară, vor să aibă o pensie suplimentară peste 20 de ani, vor să nu aibă grija banilor la bătrânețe, acești uh, investitori sunt investitorii care investesc în bursă pe o durată lungă de timp care știu cum să structureze portofoliile și revin. Știu că baza portofoliului e reprezentată de investițiile în depozite bancare sau bank cash, obligațiuni de stat și câteva acțiuni. Pentru început, pași mărunți. Da, avantajul în acțiuni este că, de obicei, istoric ele oferă un 8-10% profit în fiecare an, dar cu volatilitate. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că poți să am un an în bursă în care acțiunile scad cu minus 20%, dar pot să am un an în bursă în care acțiunile cresc cu 40%. Și atunci, pentru mine, ca și investitor pe termen lung, cea mai importantă este disciplina și încrederea în produsul financiar în care investesc. Dacă eu investesc în fiecare lună 200 de lei în piața de capitală românească sau în piața de capitală din America, eu ce fac de fapt? Cumpăr constant da, cele două piețe la un preț variabil, în așa fel încât peste 20 de ani, dacă vreau să încep să retrag banii de pe bursă, banii respectivi să fie pe profit. Eu sper că telespectatorii noștri au idee cam unde și cât ar trebui să investească. 10% lunar din venitul net pe care îl avem. Trebuie să avem încredere în, eu știu, acțiunile pe care le cumpărăm. Eu, aici brokerul ne poate sfătui și care este, eu știu firma sau de, de obicei, instituția. De, de obicei, brocării nu ne sfătuiesc, nici nu v-aș recomanda să luați astfel de sfaturi. Ci și este, atunci, este noi, de unde să știm unde să investim? De unde să luăm uh, acțiunile acelea? De la ce eu știu... Deci, accesul în piață este realizat de acești brocări. Dar ce cumpărăm noi și la ce acțiuni vrem să ne expunem, ține doar de bagajul nostru de cunoștințe financiare și de o așa numită politică de investiții personale. În engleză se numește IPS, Investment Policy Statement. Deci, nu aș recomanda niciunui telespectator să înceapă să investească fără să știe, într-adevăr, ce vrea să obțină pe banii lui. Există cluburi de investiții, există uh, consilieri de investiții în piață, există oameni cu foarte multă experiență în bursă care pot să facă acest lucru împreună cu persoanele care vor să înceapă să investească. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru informații. Mulțumesc. Te mai așteptăm astfel încât să aflăm, să avem și noi aceste cunoștințe minime de educație financiară, astfel că să putem face investiții inteligente. Mulțumesc mult pentru prezență. A fost o plăcere. Noi mergem mai departe. Zeci de studenți Clujeni s-au întâlnit cu angajatori de top din zonă și au avut ocazia să aleagă din diverse oferte de angajare. Companiile sunt în căutarea tinerilor care cunosc limbi străine, iar experiența nu este obligatorie. Invitatul special al ediției de la Cluj a fost actorul Bogdan Bob Rădulescu. Evenimentul Buzz Camp a ajuns la Cluj, iar ja, studenții au avut ocazia să discute cu reprezentanții companiilor din domenii precum servicii, finanțe, horeca sau retail. Una dintre principalele cerințe ale angajatorilor este cunoașterea unei limbi străine alta decât engleza. Avem un public țintă foarte bine definit, uh, talente care nu au experiență pe piața muncii, însă vin totuși cu un bagaj de cunoștințe în ceea ce privește limbile străine. Cu cât știm mai multe limbi străine la un nivel de minim B2, cu atât Uh, suntem mai atractivi pentru angajatori. Doar anul trecut am angajat uh, peste 70 de candidați din Cluj, doar din Cluj. Căutăm vorbitori de limbi străine, altele decât limba engleză. În Zilele noastre, limba engleză nu mai este considerată o limbă străină, ca să spun așa, uh, și căutăm oameni dornici de muncă și de, de creștere într-o carieră. Tinerii participă la conferințe și la workshop-uri cu fiecare companie participantă. Totodată, studenții învață cum să-și construiască un CV atractiv și cum decurge un interviu de angajare. Cea mai mare nevoie a noastră este pe partea de vânzări, pentru că noi avem magazine și acolo avem disponibilitatea unor joburi part-time care sunt, zic eu, foarte bine conturate pentru ei. Suntem deschiși și cred că asta căutăm și din partea lor, să fie niște tipologii de oameni deschise, să-și să dorească să învețe și să fie foarte flexibil. Invitatul special al evenimentului a fost actorul Bogdan Bob Rădulescu. Tinerii au profitat de ocazie și au adresat întrebări. Am primit în state la 20 de ani fix o întrebare pe care mi-aș dori să o primiți cu toții oriunde în viață. Respectiv, ce ți-ar plăcea să faci? Ce știi să faci? Și eu le-am zis, vai, dar știți, în CV-ul meu scrie... Dai, nu te-am întrebat de CV. Și mare parte din reușita mea a fost o întrebare bine pusă de un HR iscusit. Evenimentul Buzz Camp a ajuns la cea de-a 16-a ediție și a oferit studenților din România mii de locuri de muncă în ultimii ani suntem de 16 ani în piață, mergem în 10 mari orașe universitare bianual, deci suntem prezenți peste tot, încercăm să creăm o comunitate uh, faină, noi punem accent pe acel echilibru, încercăm să, uh, să facem să dispară acea barieră între facultate și uh, primul job, să le fie mult mai ușor să se integreze. Deci baschimp este mai mult decât un job, este o carieră. Buscamp va ajunge în zilele următoare la Constanța, în Capitală și la Timișoara, iar participarea este gratuită. Studenții inter Interesați de ofertele de angajare pot găsi toate detaliile pe www.buskem.ro. Ne aflăm în perioada postului Sfintelor Sărbători de Paște, sărbătoare pentru care toți românii se pregătesc cum știu mai bine. Tocmai de aceea, Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor controlează și supraveghează piața, astfel ca noi, cumpărătorii, să fim protejați de eventualele produse neconforme. Desigur, și noi, cumpărătorii, trebuie să fim atenți. De aceea, comisaria ANPC ne recomandă să cumpărăm produse alimentare de post numai din locurile amenajate și autorizate, să solicităm și să păstrăm bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, dorim să reclamăm calitatea sau siguranța unui produs. Mai multe aflăm chiar acum de la invitatul nostru. Este vorba despre Lucian Rus, comisar de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj. Bună ziua și bine ați revenit, domnule Lucian Rus. Bună ziua și bine v-am găsit. E o perioadă, săptămâna mare pentru creștinii catolici. Sigur, așa cum spuneam, toată lumea dorește să pregătească o masă cât mai bogată. Este și post, deci căutăm oarecum acele produse. Înainte de a vorbi despre controlele pe care le-ați făcut, s-a iscat așa un fel de emoție negativă zilele trecute vis-a-vis -vis de acești pui cu colorație galbenă. Haideți să lămurim oamenii: sunt toxici, nu sunt toxici, de unde mm. provine culoarea? Deci, într-adevăr, a fost o situație un pic atipică, ca să-i spun așa, probabil din lipsa înțelegerii anumitor aspecte referitoare la partea de informare, cea care intră în competența instituției pe care o reprezentăm. Faptul că orice produs trebuie să aibă informații corecte, complete și precise asupra tuturor caracteristicilor pe care, care concură la realizarea acelui produs. Acuma, că anumite componente sau anumite ingrediente sau anumiți uh, coloranți sau, uh, știu eu, uh, tot ce înseamnă partea de uh, producție care concură la uh, creșterea unui pui, au conform uh, regulamentelor europene, permise anumite cantități din uh, coloranți, din uh, pigmenți uh, și așa mai departe, uh, asta nu înseamnă că uh, produsul respectiv este periculos, atâta timp cât el este, cât aceste rețete, ca să spun așa, și aceste cantități sunt respectate. Toată chestiunea este ca uh, operatorii economici să informeze asupra caracteristicilor acestor produse. Adică să nu ne trezim cu uh, afirmații de genul uh, crescut la sol și dacă faci o extindere a controlului la fermă, uh, el de fapt este crescut în baterii, nu are nicio treabă cu solul sau este crescut cu, uh, știu eu, bobe de porumb și când îi verifici uh, intrările și ieșirile. Nu găsești decât un 10-15% față de efectiv. Aici discutăm de ferme, că până la urmă despre asta e vorba și de partea asta integrată. Exact asta spunea domnul președinte, adică noi trebuie să știm ce mâncăm. Adică nu în afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Adică trebuie deci să nu vorbim știm... despre toxicitatea acestor nu, pui nu, cu colorație nu, nu, galbenă, nu, pentru că pentru... nu se folosesc acele furaje cu caroten, cu galbenele care dau a, sau pigmentul pielii pigmentul de unde, de, de unde provine, lui. de la boabele de porumb, de la lucernă, mă rog, de la... Pot pă... să dea colorația galbenă a pielii. Dar bineînțeles, numai că acea colorație Dar galbenă... să fie trecut pe... Uh, Adică să avem, să avem informarea exact, să avem informarea corectă a acestor aspecte sau ce spunea domnul președinte că nu este normal ca în exterior puiul să fie galben și în momentul în care l-ai secționat carnea înăuntru să fie roz. Deci este clar că acolo a suferit o a, prelucrare să spun până la urmă, dar trebuie să știm. Okay. Asta este, deci este exact. permis, nu este toxic, dar trebuie să știm că Într-adevăr, exact Este vorba sunt despre veridicitatea datelor exact. de pe etichetă. Dar în cazul în care, iată, faceți aceste controle asupra cărnii de pui, la ce laborator vă adresați? În principal transmitem chiar la uh, colegii chiar noștri la? de la Direcția Anisele Sanitară Vesea. Veterinară și Siguranța Alimentelor, care domnile lor sunt acreditați pentru aceste uh, analize, de altfel înainte de sacrificare. Păsările pui sunt, am înțeles, undeva la 48 de ore, dacă bine rețin, ei sunt trimiși spre analiză pentru că, vă dați seama, nu-și permite, nu riscă nimeni să pună pe piață uh, produse astfel încât să pună în pericol sănătatea consumatorilor. Deci acolo există un lanț la o, o, petrasabilitate, există niște responsabilități foarte clare în ceea ce privește analizele uh, și rezultatele analizelor, astfel încât să nu te trezești că sunt puse în pericol sănătatea consumatorilor. De altfel, dacă luăm așa în urmă cu nu de mult, nu multă vreme, dacă țineți minte chiar dumneavoastră la una dintre emisiuni, îmi ridicați o problemă referitoare la pui cu salmonela care erau congelați aduși de pe undeva din afară. Deci, de -aia zic că din punctul ăsta de vedere, pe trasabilitate și pe uh partea referitoare la siguranța alimentelor, colegii de la Direcția Sanitar-Veterinar și Siguranța Alimentului au această responsabilitate și domnile lor se ocupă de partea ce ține de, de domnile ei. Și lor. colaborați cu ei, nu-i așa? Da, pentru că pe că noi ce sunteți... ne interesează, ce, adică pe noi, nu neapărat pe mine, Ruz Lucian, ca persoană fizică, ci ca instituție, pentru că asta este rolul nostru. Adică vrem să știm exact cum discutam de Ordinul 201 în care să ne spună la restaurant ce din ce provine uh, materia primă, câte euri, cam, cum le știe lumea, conține, ca să știi până la urmă ce mănânci. Că, de fapt. Uh, deci e vorba da. despre corectitudine exact. în, da. ca, în aceste cazuri. Vorbim și despre uh, analiza produselor. Uh, în cazul în care ele ar putea să pună în pericol sănătatea, dar nu este cazul acestor pui cu culoare galme. Măcar lumea să se limiteze. Da, deci în, în județul Cluj ați făcut controle și asupra cărnii. S-au făcut, uh, făcut controle? Acuma? Ce ați exact, urmează, urmează, Sunt conforme? Auziți, deci, deci urmează procedurile uh, legale aferente analizei calității acestora. Faptul că am identificat uh, în. Uh, mă rog, în vitrine, produse fără data limită de consum. Este o problemă serioasă. Faptul că am găsit în vitrine produse cu modificări organoleptice. La, la ce fel de produse? Măcar să știm. Păi discutăm da? de produse refrigerate, că despre asta discutăm. Acum aici se legând carne, o pește, chiar și unele preparate, ca să le spun așa până la urmă, pentru că exact ce vă spuneam de fiecare dată, este foarte importantă condiția de depozitare. Deci dacă producătorul recomandă 2-4 grade Celsius, atunci acel produs, 3 zile, 5 zile, 7 zile, cât are data limite de consum, trebuie să stea în la acele temperaturi. Dacă producătorul recomandă a se consuma de preferință în 24 de ore, 48 de ore, 72 de ore de la deschiderea ambalajului, atunci acel produs trebuie respectat, adică acel termen trebuie respectat, pentru că altfel altfel se pot întâmpla situații nefericite. Vă dădeam exemplu de la fiecare dintre noi de acasă. Multă lume nu citește instrucțiunile de utilizare ale frigiderilor sau combinelor frigorifice pe care le are. Pentru că și acolo există un tabel la urmă în care spune carnea tocată o poți ține maxim 48 de ore, carnea refrigerată poți să o ții 72 de ore, alea poți să ții atâta, supa poți să ții atâta, ciorba poți să ții atâta. Deci discutăm de ce avem noi acasă. Deci până și acolo avem anumite condiții impuse de către producător. Producătorul uh, frigiderului sau, mă rog, ce avem acasă, fiecare combină frigorifică sau ce-o având, dar noi trebuie să ținem cont de acest lucru, inclusiv congelatoarele, pentru că ele au o anumită încărcare. Deci nu poți să încarci uh, congelarea rapidă. Asta este rolul congelării rapide. De fapt, uh, menține proprietățile. Produsul în termen mă rog, stabilit de către producător. Eu sper că acasă fiecare persoană este conștientă de necesitatea respectării acestor reguli. Noi vorbim acum despre uh, lanțurile acestea mari de magazine, unde noi, ca și cumpărători, nu putem verifica dacă transportul s-a efectuat conform uh, recomandării. Aici Ce a intervenit dumneavoastră dacă temperatura în frigiderele respective este cea uh, cerută de către. A, spuneam, și așa mai a, departe. Vă spuneam uh, pentru datele trecute că la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului s-a demarat un proiect, să spun așa, în care fiecare comisar este dotat cu un uh, termometru performant, astfel încât noi putem verifica temperatura. Produselor, chiar dacă ele pe, indică o anumită temperatură pe vitrina friorifică sau congelator sau ce-o fi având în și acolo, noi putem verifica dacă respectiva temperatură este corectă sau nu este corectă. Și ce Acum, se întâmplă dacă descoperiți că nu este corectă? Ce se întâmplă cu lotul acela de produse găsit de, la fața locului? Deci lotul de produse la care s-a modificat starea termică se oprește definitiv. Deci acele acel, uh, produse vin sigilate și urmează procedura de conform prevederilor legale. Deci în momentul în care uh, ori, deci la un produs congelat, de exemplu, scrie clar a nu se recongela după decongelare. Păi nu mai avem ce discuta. Ați înțeles? Este clar. Decongelat, la revedere, drum bun. Nu mai are ce căuta. Bun, și Pentru... cum vă dați seama că a fost recongelat? Dacă el e acolo, în frigiderele respective? acum aici, aici depinde foarte mult de experiența fiecărui uh fiecărui coleg și uh, vă mai spun încă ceva. Acum așa ca o... Uh, să spun, un, un sistem de verificare, vedeți uh, dumneavoastră, se mai ia curentul. Și curentul ah. se mai ia uh, o oră, două ore, trei ore, patru ore, cinci ore sau sunt uh, pur și simplu avarii interne, da? Pe care noi sau cei care cumpără nu știu că s-a stricat... Uh, Congelatorul X, Dar să mergeți congelatorul pe firul y. acesta și. L-am cazul, cazul prezentat cazul unui magazin acum vreo 2 ani de zile, în care o întreagă linie de vitrine, uh, mă rog, în urma unei reclamații, trebuie să recunosc că am acționat acolo, în urma unei reclamații în care un consumator ne reclama că uh, mânca, uh, carnea refrigerată, carnea de pui refrigerată, un miros nespecific. Am constatat că, de fapt, vitrina frigorifică în loc de 2-6 grade Celsius, era la 18 grade Celsius. Deci vă dați seama că acolo inerent s-a întâmplat. Uh, Parte referitoare deci, la Pe lângă intuiția și experiența da. comisarilor care fac aceste da. controle, sigur, lucru trebuie și dovedit, pentru că doar Așa simpla este. suspiciune Așa că este refrigerat, Așa dar, este. dar mergând pe firul poveștii înapoi, vedeți dacă s-a luat că curentul, dacă au existat astfel de avarii și puteți să scoateți acel lot de produse de. neconforme. Haideți să revenim la produsele acestea de post. Care sunt cele mai frecvente, eu știu, capcane în care putem să cădem? Crezând că, iată, cumpărăm un produs de post. Pentru că, înțeleg că și aici. Știți că trebuie am să discutat, fim atenți. Da, am mai discutat subiectul ăsta cu produsele de, așa zisele, între ghil, cu ghilimelele de rigore, Produse de post produse care ar trebui post, să fie doar vegetale. A, teoretic, da, așa este. Numai că, de multe ori, în situația produselor care nu provin din, hai să zicem așa, grăsimi de origine animală, că până la urmă despre asta este vorba. Uh, există foarte multe uh, intenții, să spun așa până la urmă, din partea unor producători de a uh, intra pe lângă, pe lângă lege și ce este uh, foarte important, este foarte important ca, exact ce spuneam de fiecare dată, consumatorii să citească eticheta. Uitați-vă. Dar noi nu știm iau, dacă iau, pe acea etichetă iau, sunt trecute toate ingredientele, deci, pentru că. Pot da. să omită urmele exemplu... de ou sau de lapte praf? Sau... Da. Iau, uh, exemplu, maioneză de post. Mă rog, este da. impropriu spus maioneză, pentru că maioneza se face din uh, ulei. Melbenuș exact. și ulei. Atât. Și mai pui poate un pic de muștar. Uh, <coughs> Dar dacă îi spune maioneză vegetală, gata, uh, lucrurile exact. sunt conforme. Da, numai că uh, nu neapărat. Uh, pentru că există și nițele vegetale. Da, acum dar, am văzut și brânză. hamburger vegetal. Dar deci se folosesc lumea. Deci, denumiri aceste, aceste, similare. Exact. Aici trebuie să fim foarte atenți pentru că uh, exact ce uh, discutam cu dumneavoastră, vedeți până la urmă, este și cașcaval de post. Da. Apropo că uh, îmi vine minte acum celebra. Uh, Brânza feta, care de fapt nu este brânza feta, că este un produs alimentar pe bază de grăsimi vegetale. Deci, din punctul ăsta de vedere, denumirea, am ajuns să fie trecută denumirea corectă, apropo de practici comerciale incorrecte și înșelătoare. Adică, noi trebuie să știm ce anume mâncăm. Și, și încă apoi ceea, ceea ce trebuie să mâncăm știm, să fie sănătos. era următorul da. aspect pe care vreau să-l previn acel produs, dacă l-am consumat, să nu am surprize peste o oră, două, trei sau o zi, două, trei, patru, cinci. Deci, din punctul ăsta de vedere, inclusiv tot ce înseamnă partea de procesate, dacă ați văzut că sunt tot felul de mixuri, de legume, de mai știu eu ce, în, în magazine. La un moment dat, dacă țineți minte, era tot așa o discuție la nivel național referitor la pateu. Vegetal, care de fapt nu este pateu, pentru că pateu definit de, este clar trebuie să fie din ficat, exact. Și atunci s-au găsit tot felul de denumiri și tot felul de uh, nuanțări, ca și să le spun așa. de combinații, combinații de denumiri. De de, exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, este important să ne uităm la lista de ingrediente. Bun, putem avea încredere în lista aceea de ingrediente, că nu s-a omis nimic, deci, la produsele românești, ca să le spun așa, acolo în proporție de 99,99% ,99 garantăm. S-ar putea să trecura no. vreo eroare pe aici, pe acolo. Dar eu recomand de fiecare dată la produsele care nu au, provin din diverse lanțuri de magazine să se verifice pe traducerea în limba română dacă este în conformitate cu lista ingredientelor din o altă limbă, engleză, franceză, ce -o, ce -o fie acolo. Și acolo de multe ori constați că în țara de origine, deci unde a fost fabricat, are o listă de ingrediente, ori preluată, apar, nu apar aceleași ingrediente sau una, două în plus sau minus. Deci, din punctul ăsta de vedere, atunci deja trebuie să ai o suspiciune, pentru că cine a tradus, trebuie să traducă după ceva, după o fișă tehnică, după regulă nu știi care este lista reală. Exact. Cea Și atunci, atunci cea aici adusă. deja intervenim, intervenim noi. Sigur, în de genul asta, asta presupune timp la cumpărături, ochelarii, sunt scrise atât de mic, s-a mai discutat despre lucrul acesta, dar trebuie să facem efortul dacă dorim să fim sănătoși. În cazul în care luăm aceste produse gata ambalate, ele sigur au etichetă. Dacă mergem la vitrina aceea cu produse tăiate, acolo nu știm. Nu avem eticheta produsului. Uh, acum, depinde de, uh, uitați-vă foarte bine la uh, vitrinele asistate, discutând da. de vitrinele asistate. Deci, uh, noi ca și instituție am insistat foarte mult și chiar am uh, reușit în mare parte, să știți, cam peste tot. Este trecută data limită de consum, mă rog, termenul de expirare, cum îl știți, termenul de da. limitate, cum îl știe toată lumea, uh, lotul din care provine și inclusiv uh, uh, mențiunea pe care vă spuneau eu la început, a se consuma în 24 de ore, 48 de ore, 72 de ore de la achiziție, pentru că multe din produsele refrigerate care sunt uh, expuse la comercializare în vitrina asistată provin din ambalaje colective. Și atunci pe ambalajul colectiv acolo se menționează a se consuma înainte de. Și atunci noi verificăm data deschiderii, deci data la care a fost deschis ambalajul colectiv și ca să putem urmări trasabilitatea, să vedem dacă din product... de obicei se respectă în majoritatea a, cazurilor da, mai sunt excepții ca și peste tot. Și aia suntem noi ca instituție să Cu peștele, cum trebuie să alegem peștele pentru că e perioadă de post, există dezlegări la pește, oamenii doresc să mănânce o carne sănătoasă. Câteva, ați făcut controle? La... Controle, controle am spus, noi facem în tot zarea timp, de pește? chiar, pește? Dacă, chiar dacă, <coughs> nu numai în post. Nu dar, numai în post, dar acum, ca în de, mod fiecare special. dată, ca de fiecare dată, dacă ați observat, uh, conducerea autorității, prim, președinte, vicepreședinte, director general, uh, este de fiecare dată cu Atenționări, să le spun așa, aferente consumatorilor în ceea ce privește achiziționarea de, de pește. Vedeți, dumneavoastră că, așa cum ziceați, aveți dreptate, peștele este un subiect sensibil, foarte multe din toxinfecțiile alimentare provin de la consumul de pește și atunci, noi trebuie să fim foarte atenți în momentul în care achiziționăm un pește, trebuie să vedem dacă nu are ochii retractați, adică dacă ochii nu i sunt pe orbită. Să vedem, să verificăm branhiile. dacă acestea n-au au o culoare maronie, înseamnă că este o problemă. Să vedem consistența, dacă se desface carnea de pe oase, la fel, n-are rost să cumpărăm așa ceva inclusiv organoleptic, adică prin miros. Dacă simțim un miros nespecific, nu are, nu avem ce să. Dacă cumpărăm luăm dintr-un acest... lanț mare de magazine, putem avea încredere că acolo se respectă? că? Teoretic, toată lumea respectă. Practic, se mai întâmplă că mai uită angajatul 1, 2, 3, 5 pești pe acolo sau uită să pună gheață trebuie pe să... ei. Deci trebuie da? să stea pe gheață, dar să aibă gheață și pe el. Da, da, și și. Deci, din punctul ăsta și de vedere, că aici. Cât discutăm... ar, putea să stea un pește. Acum, aici ei au specificație pe fiecare da. lot și fiecare producător de specificațiile respective. 72 de ore, de 4 zile, 5 zile, 6 zile, cam pe aici, în mare, din câte, din experiența am pe multe? care o am. Da, pentru că el fiind pe pat de gheață, el rezistă, deci nu, nu este o problemă. Deci nu e congelat, pentru că nu, nu, asta nu, e da, ideea, a, să aici cumpărăm Am înțeles, numai că, passport. atenție, că mi-ați ridicat mingea la filou. Vedeți că mulți pești sunt pescuiți, sunt congelați, urge, sunt congelați rapid pe vasele unde sunt pe, pescuiți, ei vin congelați în lanțurile de magazine și se decongelează. Dar Ei, el la, trebuie pește, să... la pește da. se poate consuma refrigerat. În situația asta, da, numai că trebuie să existe uh, informarea referitoare la faptul că produsul provine din produs de congelat. Adică să știu să că știm. el a fost da. congelat. Da. Sigur, decât să consumi un pește alterat, mai bine să fi fost congelat. Congelarea, până la urmă, nu distruge proprietățile uh, nutritive ale cărnii. Dar aia nu, înseamnă că nu Doar... fi. aia nu înseamnă că dacă a fost congelat este sigur. Da, dacă a fost deci, congelat, gata, alterat, nu neapărat e gata, grav. alterat. Deci depinde dacă pe lanțul frigorific și pe lanțul de transport el a suferit. Uh modificări. Deci, practic, n-a fost respectată temperatura de minus 18 grade sau, mă rog, minus, cât, cam de regulă minus Sigur, 18 noi grade. Sigur, noi, cumpărătorii, nu avem de unde să știm, știm unde ști. lucrurile să știți, acestea. Dar ne-ați spus la ce să fim atenți. Că am avut situații în care uh, am identificat produse congelate la care, care erau cu modificări organoleptice. Pur și simplu s-a rupt, efectiv. Ce reclamații ați mai primit? Ne aflăm în ultimul minut. Ce mai reclamă cumpărătorii? Ca de obicei, în top sunt reclamațiile pe furnizorii Continua de... Continuă acelea? Bineînțeles, continuă pe furnizorii de energie, pentru că, așa cum vă precizam și data trecută, operatorii economici furnizori de energie au intrat într-un program de updatare a softurilor și se pare că încă mai au de, de umblat. Am și, înțeles. Asta uh, înseamnă că, că pe produsele alimentare... Uh, sau au reglementat cât de lucrurile, și nu au apărut probleme. Să știți că pe problemele alimentare, pe produsele alimentare, trendul se menține cam același. Deci, nu, cum să spun, nici ne excelează, dar nici nu scad. Este normal, chiar vreau să vă prezint. Am avut în 14 martie ziua porțelor deschise și am avut invitați niște copii de clasa a patra. Și... și, scurt, pentru că mai avem 10 secunde. Deci, spre surprinderea mea, au avut foarte multe reclamații și eu mă bucur că deja ei sunt pregătiți pentru a-și cunoaște drepturile. Vă mulțumesc, vă mai aștept cu drag și altă dată să aflăm și ce reclamă acești copilași. Până atunci însă să fim atenți cu toții, să citim etichetele și să respectăm și recomandările de utilizare de acolo. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu, la revedere. La revedere. Aici